Oh, salutare lume bună și ne-am regăsit la un nou episod din Breazla Sălbaticilor. Oh, sigur, salut, ia spune tu la oameni, salut, haide, Andrew. I was born in the darkness. You was born in shit, no darkness. There is no dark... Ah, it is darkness in shit. Indeed, ai dreptate, domnule Andrew. Oh, salut, băi, oameni, da, buni, știu. Domnul Andrew ne cânta o serenadă despre găuzul lui Putros, dar... Bă, nu e adevărat, de ce minți oamenii, bă, ca să faci vizualizări nici... Minte poporul cu televizorul. Bă, lasă vrăjeala, cum sună aia zi? Nu mai știu, am cântat ceva de găuz, nu mai știu. Cântași, bă, cum fix înainte să pornesc eu filmarea. Da? Să ziceai, salut, nu știu ce găuz puturos, salut. Uitași? Nu știu, că uitai. Ia zice-mi tu mie, ce vrei să-ți fac astăzi de mâncare? Să-mi faci de mâncare? Nu știu, la ce te pricepi? La orice. Orice, atunci apărăm vreau la moment. Un sandwich cu iubire. Sandwich cu iubire. Glumesc, bă, că nu sunt gay și incest. Da. Bă, oameni buni, până una alta, haide să vă arăt eu ce am făcut at the castel. Bă, mă doare capul, nu știu de ce. Eu cred că vremea asta e un pic înșelătoare. Bă, eu mersei, da, și așa mai dezbrăcat și ăla. Da, și exact, că pare soare, pare nu știu ce, dar de fapt bate vântul și e cam friguț afară. Și nu e soare. Și ieși cu un pantalon scurt și în tricou, că de... Fusai deștept, de trei ori. Vreau să mă duc să pun pe Vasile armura. Da? A luat, am fost în Nether în episodul lui și a luat armură de diamant. Mi-a furat-o mie, că practic a mea era, dar nu contează. Practic era ta, dar tu n-ai găsit ăla, da. Da, corect, nu contează. Zăpadă, da. Oameni buni, ia să vă arăt ce am făcut aici. În primul rând, așa cum v-am promis, nu știu dacă v-am promis, dar în orice caz am făcut. Aici la stâlpișori, vedeți, i-am făcut pe toți groși. I-am făcut frumos și aici și aia. Otul, ia, ce interesant este. Și, bă, sincer, eu speram să rămână ceva mai mult loc, dar cred că o să ne ajungă, că e destul până la urmă, dacă stăm să ne gândim, știți? Vreau să vă ne apucăm ușor, ușor, să facem și noi și, pe, și prin castel dacă, altceva. Dacă îți mai trebuie cobblestone, mai am eu. Bă, momentan, sincer, nu mai am nevoie chiar, de chiar atât de mult cobblestone, pentru moment. S-ar putea să mai am... în viitor, dar încă mai am ceva din ce mi-ai mai dat și din ce am mai dat atunci. Că mi-am mai dat și grasul bucățică atunci. Am spart aici bucățica asta, nu știu încă singur cum o să rămână, pentru că nu trebuie să fie atât de multe, știți? Adică din moment ce acolo este așa, aici nu trebuie neapărat să fie drept, mă înțelegeți? Dar în orice caz, am făcut asta la toate. Am mai mâncat ceva piatră și ceva timp. Dar nu e asta problema, aici o să fie sala tronului așa cum v-am spus, dar înainte să ne apucăm și să începem cu Castelandru, cu interiorul Castelandrului, ca să zic așa, scara asta s-ar putea să o schimb eu, că nu prea îmi place mie. De ce zice Castelandru? Bine, palat, scuze, Andru, așa este, ai dreptate. O să facem noi altceva, aș vrea să... Baticule, da. Cât e feather falling-ul maxim? Cred că 3. 3? Dă și tu game mode, dacă ești și intri acolo și vezi la screenshot, știi? Și ți le arată acolo, ca să fim siguri. Și să te uiți și la Death Strider. Asta nu e nicio problemă, băi, oameni buni, să știți ce Păi și ce scriu? Asta e în loc să mai stai să cauți. A? Scrie acolo, enchant. E 4, bă. 4 Feather Falling? Da, nu știu dacă se face ăla? Din... Da, nu știu dacă se face 3, din Death Strider 3. Death Strider 3, deci noi avem, da. Death Strider, bun. Am pus niște enchanturi pe episodul, Andrew. Și acum mi-am reparat asta, că chiar nu mai avea mai deloc. Băi, deci vedeți că avem foarte mulți cai. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și mai... Bă, am mai pierdut, am mai fugit din ei. Mai e unul negru pe partea aia. Dar știi care e faza? Că și la protecție, uite, vezi, cred că protecție 4 e maxima. Păi 4 e maxima. Nu e 5? Nu. A, nu? Ai tu protecție 5? A, da, așa e, dar la eficiență și la alea se face... La eficiență se face, da. Dar da, la eficiență da. Scrie că e 5. Da, așa e, dreptate. Stai să mă dau înapoi. Ce aș vrea eu să fac? Am făcut pe single player, am stat... Bă, sincer, azi dimineața m-am trezit pe la 10, așa, și am stat, cred că până la 1-2. Și am construit. Și aici și pe single player, ca să vedem cum s-ar vedea. Dar, sincer, nu știu de unde să iau eu clay mult. Că aș avea nevoie de niște clay. Bă, ar fi bine dacă am găsit un mesa biome ăla, dar am căutat la el, de mi-au sărit capacele și nu am găsit. E mult clay?
Da, din câte știu eu, dar de obicei e pe fundul lacurilor. Păi da, pe fundul lacurilor Oare găsesc am și eu, putea să da. punem pe lopată Fortune? de asta? Da. Băi, eu am Fortune pe lopată, dar nu pe asta, nu aici. Pe single player mi se pare că am. A, bă, nu, pe topor aveam Fortune, dar pe topor A, chiar pe nu te topor nu interesează. prea ai ce să faci cu el, Da. da. Asta s-ar putea să te ajute, da, într-adevăr. Uite, Ia eu aici am să niște căi mă lângă mut puțin, casă, pe dar că nu mi se pare avem că spargi foarte Fortune. greu gheața, frate, de sub apă. Ia uite. Dacă nu stai Păi... pe pământ gen, ia Păi uite-ți. da. Bine, ai făcut Păi ce, când am căutat eu intenția. comor ce m-am chinuit să sparg alea... Bă, era să mor, ce, bine că am fugit, că nu spărgeam. Bă, E ce ai, că destul am de căutat, mi-au greuț. sărit capace, deci nebun, m-au... Eu pe toate le-am găsit sub apă. Păi da, și eu, majoritatea sunt sub apă, de Aoleu, fapt, noroc sunt că m-au sub zis copiii de hack cu ușile. aha, da, dacă stai Că sub ușă, dacă nu... îți... Sau poți să iei magma, chestie din aia. Băi, vreau Da. să fac, adică ce am făcut eu acolo, am făcut cu niște, și cu niște bricks-uri, ca să-i ofere asta, frumusețe naturală, așa ca să zic. Și ideea este că, nu uite mă că am găsit ceva mai mult aici. Oh, bun. Hai că ăsta e ok. Așa, bun. Iar și pe ăsta. Aș vrea să fac Feather Falling 4. Feather Falling 4, a? Da. Bă, și eu sincer, dar momentan nu prea am. Hai mă, că se găsește ceva clay și pe aici. Da, Sincer. pe la lac, dacă cauți, Da. găsești. Lac, râu, Bă, am o jos. grămadă de șei. Am 6 cu asta de pe cal. Uhu. O să mai dai și mie dacă nu te speri. Băi, dar mai te pui mei cu hergheria ta de caimă. Păi asta e, frate, dacă am hergherie, tu de ce n-ai hergherie? Ia zi. Că nu am. Nu am damage. Nu apucai să-mi încarc toată viața. Hai că nu mai luăm mult ăsta. Că vreau să încep totuși un pic din ea. Bă, la mai lasă-mă în pace cu Flying is not enabled. Te da, îți dă cu ăsta. Când te urci pe cal, dacă sari și te urci pe cal, îți Da. dă ca și cum ai zbura. Și cred că, nu știu de ce, mergi mai repede cu calul decât ai zbura, bura sau nu înțeleg. Pentru că dacă zbori efectiv, nu-ți face nimic. Deci asta e Bă, chiar nu știu, ciudat. poate cu Vasile. Nu știu, chiar nu știu, că nu, că Vasile a și mie mai prea mi-a rapid. mai dat. Eh, Bă, hai pe mă, da, că pe se găsește fâșnițelul chiar nu ceva. trebuia să-ți dea, să fim serioși. Pe fâșnețel, bă, hai că ăsta de l-am luat acum nu mai e atât de leneș. Asta nu. Da, vas, da, fâșnețelul era... Fâșnețelul era leneș rău, dar bercea e, oalele! Păi Ăla stă pe loc! îl depășești pe loc. Da, Pe m-a jos. luat și mai repede ca el. Așa. Atunci chiar că e degeaba. Băi, haide să băgăm ăsta la foc. La foc mic. Să se prăjească bine. Cu trecu 7 minute. Olelei! Ce? Trecură 7 minute, băi, Andrew. Ce faci, mă, focus? Foarte bine. Păi nu e Eu foarte ce bine. fac? Nu, mă referam la pe genelul ăsta. Nu e foarte Ah, bine, domnule eu Andrew, știi de mă duc ce? să-mi încantez niște cărți acum. E bine. Aia da, aia e bine. Că... Mai am niște enchanturi mai interesante de Ce făcut. făcut eu? Bă, eu sincer nu mai am cine știe ce. Că mi-am cam băgat mai tot. Băgăm cam prin toate astea ca să avem și noi. Am mai băgat niște carne că nu prea mai aveam. Cobblestone, da, aici. Ah, bă, da, ia uitați că mai am aici. Bun. Până se fac astea, o să iau eu... ce mai trebuie să bag eu pe aici? Da, le încolo, că cred că am destul loc pentru moment. Să iau astea. Bă, dar mai am Bun, ceva, anumite scaun. cărți sunt Deci chiar a fost bine. proaste, Mi-a mai dat frate. și Andrew, chiar m-a ajutat. Că dacă nu trebuia să mă educ, să mă iau off-camera ceva. Sau pe live. Am fost și în clipul ăla, chiar ne-a... Băi, sincer, n-am mai avut chiar atât de mult de făcut după ce... Am dat. Adică pe exterior, acum la interior, na, o să trebuiască să facem, vă dați seama, astea, nivelurile, dar pe alea cred că le facem și cu ceva lemn și chestii, pentru că n-are rost să aibă piatră în interior, mă înțelegeți voi, da. Adică, cred că înțelegeți ce vreau să vă zic. Bă, da, ia Aluzia. să vedem noi unde să-l facem, frate. Unde să îl facem? Frate. Loyalty? What the Da, fuck nu is știu that? ce e loyalty, crede-mă. Mi se pare că am văzut, Loyalty. dar nu mai știu. Chiar nu mai știu. Cum se numește? Am citit când a fost atunci când am uitat eu de protecție, dar chiar nu știu ce face. N-am uitat. Băi, cred că îl fac aici. Ia să vedem. Îl fac aici mai pe colț așa, să fie Aqua Affinity mi se pare că se cam putea pune pe cască, Aqua Affinity, da. nu? Da.
Da, nici impaling. Nu știu, cred că respiri mai... Ce înseamnă impaling? Mai repede, chiar nu știu ce face aguatul. Nici eu. S-ar putea ca acum să nu mai facă mare lucru. Bun. Da. Ia să vedem. Începem noi cam de pe aici, așa să nu fie chiar de lângă. Ia, dacă ăsta vine așa linia, noi începem cam de aici așa. Și ar veni așa 1, 2, 3, 4, ceva în genul ăsta. Și astea o să vină 3 bricks-uri cu 2 sus și iar 3 bricks-uri, da? Deci vine 1, 2, 3, pardon, de fapt așa vine, vine 3 bricks-uri. Ce înseamnă impaling, frate? Ia. Așa, mă înțelegeți voi? Ca un fel de arcadă. Nu care nu merge să o pun pe... Pe... 1, 2, 3, 4, pe mai nimic. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ia să vedem. Băi, dacă nu mă înșel, 4 erau. 4 am făcut eu pe... Mi-a plăcut cum a ieșit ăsta, cum se numește, designul, ca să zic așa, la 4, pe ăstea. Cum mi-a ieșit pe single player. De-aia zic să fie cam același, mă înțelegeți voi pe mine. Se vede cumva vreun Feather Falling 1? Da, 1. Dă-mi-l. Fugi sus la mine în camera de chesturi, ultimul chest din stânga. Acolo, din față. E în față, da, pe stânga. Dacă pot să fac Feather Falling 4. Să vezi dacă pot am să fac. Am una de 2, una de 1, una de 3. Păi gata, îl faci. Bun. Și aici o să vină iar la fel ca un fel de arcadă. 1, 2, 3, 4. Și în partea aia nu o să vină, pentru că în partea asta lăsăm un pic de gol. 1... 2, 3, 4. De aici începem cu ăla. Și știți cum vreau să fac? Haideți să vă explic un pic, până ni se mai prăjesc nouă. Vreau să fac în felul următor. Ia să mă duc să văd ce s-a mai făcut, că vreau să vă arăt și cum se vede. Pe deasupra ăstuia grajdului, cum s-ar zice propriu zis, să fie ca un fel de casă, mă înțelegeți? Deci să fie grajdul jos, pe laterale sunt scări și te urci sus, pentru că n-avem destul loc, vă dați seama, să facem decât un grajd așa pe lung și atât. Și îl facem și ca un fel de casă, ca un fel de asta de militară, știți? Ca un fel de baracă, știți? De antrenament, de chestii. Eu zic că ar fi destul de interesant. Ieși, bă, de aici! Ce faci, mă? Mi se pare că intră cineva. Uite ce-i ceartă ăsta. E grasul, dar nu se aude, că de obicei. A, ce da? Vreți, mă? A, dă-i, bă, dar du-te de aici, bă, că noi filmăm pe aici. Da, tu n-ai voie să filmezi cu noi. Ce spula, nu mai. Bă, ești nesimțit că filmezi, nu mai vorbi urât pe videourile mele. Așa. A, filmați? Da. Normal că filmăm, frate. Băi, s-ar putea să mai avem nevoie de ceva bricks, dar momentan mergem cu ăștia, că nu folosesc mult. Adică o să fie vreo 4-6 la arcadă. 4-6 la arcadă? 2-1 la pauză. 2-6, ha? Dă-mi la pauză. Da, sigur. Cum să nu? Băi, apropo, oameni buni, în descriere o să aveți în continuare canalul de la Andrew, adică noul canal al lui de FIFA, ca să zic așa. Și v-aș ruga să vă duceți acolo să vă abonați. Sigur, cum să nu? Sigur, dacă doriți, sigur. Dacă doriți. Nu cam au încotro, măi, domnule Andrew. O să ne avem încotro. Fiecare liber să facă ce vrea în țara asta democratică. Da, corect. Așa e. Ia zic grasul, avem democrație, n-am luptat noi pentru ea la revoluție. Da, bă, că ascult muzica, ce vă zic. Atunci ia dai, mă, drumul de aici. Nu vrea să dea drumul? Nu prea vrea. Bun. Ia. Deci în felul următor ar trebui să arate astea. Și aici. Baticul Sebi. Da, domnule, și al Tendru. Ești un sălbatic. Știu, mulțumesc. Uite, eu fac level aici să mai îmi pun niște enchanturi mișto. Că trebuie să combin alea și am nevoie de level, frate. Mam, eu 14 level dacă te ajută. Îl am la mine și să combin eu, gen, știi? Îl ai la tine? Da. Bun, și deci aici ar veni tot la fel, bum 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 bum. Bum bum bum. Spargem pe asta aici. Bum bum bum. Bum, bum, bum. Haide să vă termin măcar o boxă. Ce? De ușor faci level când ești gen... A, la level mic imediat se face. Făcui 11 level, ești nebun dintr-un mult de pro... Știu. Deci, bine, că am și mult. Se face imediat. Așa.
Băi, o să trebuiască să facem niște bafensuri, am făcut din ăsta normal, dacă nu mă înșel, da. Ia să vedem ce voiam, bă, a, asta. Așa, Ce bun, voie? Păi deci tu mai ia să zici vă ce arăt voie? cum vreau să facem. Până aici, e bine. Bum, 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 bum. Șacala ca e fierbinte ca vara. Încinse rău ca electoratul în Să Sahara. s-a Electoratul în prindea, Sahara. fuck. Arde Arde ca ca țigan. Da, ne scuzați. Și acum vreau să punem aici fensuri, știți? Fensuri, fensuri. Fensuri aici două. Iar la fel. Și aici lăsăm liber să poată să scoată capul că am Câte pe geam. minute ați filmat? 15 minute, domnule Gras. De ce? A, iar începe sălbaticul să ne țină cu 10 de Dar minute. cine te ține pe tine? Dar de vreau, mă, cine te chemă aici? Conștiința. Păi nu, nu, Conștiința, nu păi cu veni ce? aici, că eu după aia am nevoie de tine. Cu ce Păi mă de ce? aduci? Păi de-aia te lăsai, să stai așa cât vrei tu. Păi da, Păi eu să filmez și eu cu sălbaticul. Păi și după aia ai treabă cu mine. Da, ce treabă am cu tine? Vrei, o să vezi tu. E de Eu muncă, grasă, nu așa. Păi tu ce crezi, că așa, gata, așa faci treabă. Păi da. Păi eu o să mă duc atunci, hai că eu până filmează sălbaticul, o să mă duc să-mi fac și eu prafurile mele. Păi du-te, hai, ce aștept? Ce Că stai eu iau aici degeaba? Oricum stai degeaba. Că Da, eu iau bă, dar ne praful și ajută, înțelegi că să mă fac mare. își ascultă muzica, ce-i? Lasă-l, bă, să-și asculte muzica. Pauză-l și că să-i dau căștile mele de la telefon ca să-și le bage la calculator. Băi, Bă. că nu găsește căști bune. Dar a vrut să cumpere, ia întreabă-l. Nu cred. Păi zic să-i dau căștile mele la wireless, de la Logitech. Aha. Păi ce, că nu-i plac. Bine, în Ba, primul rând era vorba lasă-mă. de banda. Dar zici că nu-i plac. Păi de-aia nu-i plac rău. Tu nu te prinzi să-și... Bă, Bă, ești ăsta e calul nebun, meu. ia-s... Nu știu că... Mi-a 10 level să fac feather falling 4, ești nebun? Aia ți-a un pic, da. Pe 4, frate, e ultima, ce vrei. Da, se merită, spun eu că se merită. Bine, 10 level când ai level 10 nu e așa. Aia e chestia. Știi? Haideți să vă termin măcar astea 2-3 boxe. Ideea e în felul următor, că o să se vadă, eu zic o să se vadă Super Smaker. Ascultați voi la mine ce vă zic. Pentru că după sus... Nu ascultați la Sebastian. Băi, ascultați la mine. După sus o să facem din lemn alb, bărciut și negru. Și o să fie un contrast frumos, cum am văzut eu, că așa era la casele medievale, cu un negru din loc în loc, ca să zic așa, și alb restul. Am văzut el cum era la casele medievale, Da. mă. Eu am fost acolo în timp ce se băteau spartanii. Păi și aveau case medievale, mă, Nu nebunule, știu, care bă, ești. că zis și eu așa, ce te bași? Iartă-mă, sălbaticule. Bine, te iert. Dar spartanii nu aveau case medievale, ca să știi. Ah, shit! Trebuia el să se bage, Spartanii au trăit în epoca bronzului, cred. Sau a fierului, nu sunt sigur. Eu credeam că în epoca mezozoică. Mezozoică, etena. Auzi la el, mezozoică. Dar ce are, mă, epoca mezozoică? Nu-ți place? A? Nu mi-a plăcut niciodată mezozozia. Momentan o să vi se pară destul de ciudat, dar după ce astupăm nu o să vi se mai pară atât de ciudat. Vă spun eu. Și aici, data trecută, făcusem ceva în genul ăsta, dar se acoperă și n-are rost să facem. Așa ar fi părut un pic mai... Bă! Ceva ciudat. Ce ai un pic de lag? A, nu, mi se pare că e ăsta. A, da, nu, e bine. Mi se pare că vine de aici. Și că e mai lung pe partea asta, dar nu, boxa e bine. Și din partea asta o să facem tot la fel, mă înțelegeți voi? Aici o să avem 1, 2, 3, 4 blocuri pe care să mergem, știți, între ele. Și pe stânga și pe dreapta o să fie boxe la ambele. Până, deci 1, 2, 3, 4, 5 facem. Deci o să vină pe undeva pe aici. O să fie destul de măricel. Și după sus v-am spus, facem ca un fel de baracă unde facem cămăruțe și chestii unde să doarmă soldații și mă înțelegeți voi pe care. Soldații? Care soldați, mă? Soldații care ar trebui să fie, mă. Vă fac pe tine și pe Bercea soldați și pur niște villager și îi pun pe aceea. Eu nu vreau să muncesc în armată pentru tine. Scuze, pe tine te fac boier. E bine? Da. E mai și bine? Să am proprietăți. Bine. O să-ți dau niște proprietăți acolo. 1, 2, 3, 4. Dar nu o, ce prea bine multe, e să știi. Cu porcii lui Grasul. Păi de ce? Păi mulțiși făcuile, bă. De ce profitați, bă, de porcii lui? Păi și așa, stăteau acolo singuri. Ia zi, erau triști, singuri. Feather Falling.
Ho-ho, 12 să pun. Bă, știu că nu am făcut mare lucru, dar ideea este că eu deja am ideile oricum. Adică dacă nu era să am ideile, era și mai greu. O să-mi iau acum off-camera niște materiale și niște chestii. Și o să... pardon. De ce fac? De ce încep așa mereu? Nu știu. Mereu uit. Și din partea aia s-ar putea să fi lăsat la fel. Salvaticule, te-ai mult sporci? Da. Mă rog să le fac o vizită. Fără o vizită, dar să nu știu că nu sunt chiar atenți. Parcă i-ai mai făcut odată. Bă, pe ai tăi nu mi-am minte să-i fi făcut. E posibil, dar nu mi-am minte să... Și e posibil să da. Bun, a ajuns la fix gardul. Și... A, bă, nu, n-a ajuns chiar la fix. Aici mai trebuiau două. Eh, nu e problema asta. Bun, este bine. Mai puțin... Bine că la 12 înceanturi... Asta. Aici, cred că la primul mai făcut eu greșeala asta. Băi... Da, uitați. O să mai trebuiască să le mai adăugăm. Băi, eu zic că o să se vadă super și pe chiar vă zic eu sigur. Dacă... Bă, aș putea să pun ce am făcut până acum pe single player ca și cover. Nu știu sigur dacă o să fac asta, dar să vedem. S-ar putea să fac chestia asta. De și de ce? O să... A, e mai mult făcut pe single player. Da, e mai mult pe single player făcut și... O să se vadă mai șmecher. Dar mă gândesc și vă... Se gândește serios înainte să facă da, ceva, oricum. Da, mă gândesc foarte serios. O să fur niște villager oricum și o să-i bag pe aici și o să pun niște armă. Ce să faci, bă? Fur niște villager. Păi cum îi furi? Nu știu, cu cartul, ci că îi bagi în cart. Păi da, dar e greu că trebuie să faci traseu. După ce îi bagi în cart, să faci traseu. Păi trebuie să le faci traseu, da, și trebuie să le faci. Dar cred că poți să le faci de asta, de să se mulțească, știi? Și după îi furi. O să mă mai uit eu să văd cum se mulțesc villagerii. Ți-am zis, e destul de complicat cum se mulțesc villagerii. Da, știu, dar trebuie să te uiți la clip ceva. Adică gen trebuie să aibă apă, trebuie să aibă siduri, hrană. Da, da. Mânt făcut, de deci ce? Aia, trebuie să mă uit la un ăsta, 1, 2, 3, 4, la un tutorial. Bă, eu am căutat și nu prea am găsit, adică spuneau ce trebuie să faci, dar nu arătau, știi? Bă, mie mi-a trimis cineva un vizualizator de-al meu, un tutorial. Vizualizator de-al tău? Dar nu-mi place să le zic fani, băi, domnule Andrew. Păi nici mie nu-mi place să le zic fani, le zic copii! Da, cred că asta îi face să se simtă mult mai bine. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Bun. Băi, oameni buni, ideea este că... Băi! Andrei, ciorile, băi! Gata, ți le omor eu. Că și la mine venirea. Ce mi le omor tu că le căpiai cu arcurile? Ah. Da. Nu dormiram de mult. Bă, dar erau 3 și la tine veniră. Ăștia dau ectoplasmă, da, cam 3 vin de obicei, să știi. Care bă, la mine a fost una. Bă, ia uite bă, ce m-au saltat răciorile, bă. Dar oricum rezistă mult fraierele. Care bă, crede să-i... Păi, cu arcul tău care omori calul dintr-o săgeată în pana mea. Bine, da, scuze, așa, hai dreptate. Dacă muncești, s-ar putea să ai succes. Bă, lasă prostiile, bă, grasule. Că nu, rețeta succesului nu e munca, bă. Păi da. Da care? Nu știu, alta. Uite-te la sălbatice, bine duce. Vezi, ia uite, se pare că eu muncesc. Lasă-le, ce feather falling ai pe Botoș? 4. 4? De unde e tu feather falling 4, mă? Păi mi-a dat pe carte. Bă, lasă vrăjeala cu noi, grasule. L-a luat cu game, mă, fraților. În premieră. Te părâi, grasule. Băi, oameni buni, cam asta a fost pentru episodul de astăzi, că deja am filmat 23 de minute, olele, s-au făcut cam mult. Și noi, ca de obicei, o să ne vedem data viitoare. Sper că vă place ce am făcut noi aici. Vă pup, pa!